Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu Grăsuța. Da, am zis că voi purta încă o dată chestia asta și o voi face pentru video de astăzi. Video de ieri și de alaltă ieri au fost toate filmate astăzi, numai că acum am fost la cumpărături și am venit acasă, m-am demachiat că nu mai suportam machiajul ăla pe ochi, mi se părea prea mult de acum. Și da, mi-am pus doar puțin rimel și acum vă voi arăta. Deci, am făcut unboxing-ul, adică am deschis cutia și am arătat fiecare produs în parte pe canalul în limba engleză, dar acum cu voi am să fac swatch-urile la toate produsele. Și este vorba de Param Too Faced. V-am zis că aștept, vă place tricoul meu? Mua! Moartea în vacanță. V-am zis că am luat o razna. V-am zis că am să fac swatch-uri când apare trusa mea de la Natural Eyes și ce am mai cumpărat eu. Astea două, unde sunt? Astea două și astea de aici. V-am zis că am să fac un swatch în video ăsta pentru că așteptam și restul produselor și am să le fac toate deodată. Pentru cei care sunt curioși ce ruj port astăzi, este cel de la NYX. Încerc să port fiecare zi câte un ruj diferit. Cel de la NYX și se cheamă Copenhaga. Pare mai închis aici, dacă îl pui pe buze, bine că m-am dat și foarte puțin, adică nu am insistat, am curățat pensula când am pus pe buze, nu am vrut chiar ceva dramatic și cred că mi-a stat destul de bine. Ok, hai să continuăm. Vom începe prima oară cu acestea. Este ediția de Crăciun, numai că ei le-au avut la reducere pentru, nu știu cât, 25 de dolari, cred. Și am stat și m-am gândit, 6 produse la 25 de dolari. Este destul de bine, mai ales că, da, am să arunc cutia, mai ales că nu sunt produse mari, sunt deluxe size, dar chiar și așa eu zic că se merită. Pentru că într-un deluxe size ai destul produs, cel puțin la rujuri, ai destul produs încât să-l folosești de multe ori. Și mai ales că eu am așa de multe produse, vă dați seama că n-am să stau eu în ăsta, vai, am să mă dau cu el în fiecare zi. Și ăsta de fapt este un lip injection de la care ci că îți mărește buzele, știi? Dar nu știu sigur cât de mari ți le facem. Și după avem un blush, se cheamă Vine poliția. Avem un blush, se cheamă Baby Love. Este mititel, dar eu zic că este destul produs ca să folosești nu știu de câte ori. Vedeți? Nu știu de câte ori îl poți folosi. Dar am să încerc să-l folosesc ca să vă zic și vouă. Următoarea cutie conține la fel un lip injection, doar că de data asta este incolor. Mai am unul așa și într-adevăr îți simți buzele cum cresc. Mă gândeam să opresc cutiile astea, arată foarte drăguț, dar nu mai opresc nimica. Le arunc, am destule acareturi pe aici. Blush-ul ăsta se cheamă Crazy in Love. Este rose. Da, trebuie să dai foarte puțin cu el. Foarte drăguț. O să avem timp să-l folosim. Și ultima cutie, un alt lip injection, doar că este colorat, este un mauve deschis. Iar fardul, blush-ul de fapt, este Dream Lover. Și este așa mai mauve. Eu nu știu ce fel de blush e ăsta, așa mauve. Blush mauve? Cum se dai cu mauve?
Da, este Long Lasting 16 Hours Blush. Cine știe, pentru tenul fiecare, acum aveți tenul. Dar ele așa sunt foarte drăguțe, dacă vedeți. Deci foarte, foarte, foarte drăguțe. Poți să le lași pur și simplu și ca decor. Am o farfurioară aici care zice Laugh și mai am una care zice Hello. Sunt foarte drăguțe astea. Și poți să le punem pur și simplu aici ca, zici că-s bombonele sau ceva de genul ăsta. Ia să vedem. Facem noi. Uite așa. Ce drăguț arată. Băi, treci înapoi aici. Două sus, unul jos. Da. Trecem la următoarea. Este Cat Eyes. O paletă. Să pun rujurile înapoi. Ok. O paletă care în mod normal costă $36. Dar a fost la reducere la $18. Și arată așa. Acum sunt curioasă ce sunt astea. A căzut cărticica aia. Este iluminator, pudră și un fel de blush. Da, un fel de blush. Dar iluminatorul este foarte, foarte fain. Și acum am să fac... Deci, am să fac... Ups! Swatch-urile, să le fac așa. Pentru fiecare în parte. Deci nu arată, nu arată rău. Cât ați clipici au, fratele meu. Foarte mulți clipici. Da, vom vedea când le vom folosi într-un machiaj cum acționează. Hai să vedem următoarele. Kitty. Stai că nu s-a uscat mâna. Șterg-o cu șervețele umede. Ok. Începem cu ăsta. Kitty Glitter. Altul cu glitter. Este un argintiu. Următorul. Pussycat. Este un roz mauve. Nu știu cât de bine se vede. Și ultimul. Tiger's Eyes. Da, culorile sunt foarte faine și eu cred că trusa asta, într-adevăr, se merită. Eu una cred că aș fi luat-o $16 doar pentru iluminator. Pare destul de bun. Știți că eu sunt înnebunită după iluminatoare. Da, încă o trusă la colecție. Acum, da, să-l șterg și în partea asta înaltă. Următoarea trusă care am cumpărat-o se cheamă Totally Cute. Cute, cute, cute. I'm cute, no? Glumesc. Astăzi am chef de distracție. Stați că am găsit niște acțipilduri aici. Sunt acțipilduri și aici? Nu sunt. De ce aici nu sunt și acolo erau? Deci am găsit niște acțipilduri. Mie îmi plac acțipildurile. Două pagini. Foarte, foarte drăguțe. Și mai era... Mai era o pagină undeva. Nu am adus-o? Se pare că nu am adus pagina respectivă. Unde? Mai era o pagină plină doar cu acțipilduri. Foarte drăguță și aia. Da. Mă mir cum de n-am adus-o, că am zis că le pun pe toate. Da, se pare că aia n-am găsit-o. Au chestiile astea cu tot felul de idei pentru ochi și așa. Trusa arată așa, este mult mai colorată ca cealaltă. Are... Mamă, ce fain iluminatorul ăsta. Bă, că aici are două iluminatoare. Unul mai deschis și unul mai spre bronză. Tăleacă, ce fain arată. Până și camera le prinde și o pudră. N-am încercat să fac swatch pentru pudră. Să dau așa cu... Șervețelul uscat, s-a dus.
Și acum să facem soaciu, începând de aici, cu ăsta. Au! Foarte pigmentat, am băgat și eu degetul, recunosc. Storm Cloud. Oh, ce fain este, de la monocromatic, așa. Foarte, foarte drăguț. După, chocolate donut, adică gogoașă de ciocolată. Foarte fain culorile. Trusa asta la fel, în mod normal costa $36, dar a fost la reducere la $18. Și da, a trebuit să o cumpăr. Da, așa fac eu de obicei, dacă nu este ceva care vreau într-adevăr, like vreau acum, este o trusă care o vreau neapărat acum, dacă nu este trusă de aia și sunt, aștept așa reducerile, foarte multe truse am luat așa la reducere, am luat aia de la Jeffree Star care Beauty Killer, am luat-o la fel la 50%, după am făcut o comandă la Juvia's Place pentru că eu am aproape toate știți alea din spate, să iau pe Sunny ca să vedeți la ce mă refer, la alea din spate, mai este una pe verde care nu o aveam în colecție, dar a fost la reducere acum la $23 și a trebuit să fac comandă ca să o cumpăr și pe aia. Ce-am mai luat la reducere? Aia de la Urban Decay Electric am luat-o la reducere, deci cam așa îmi place mie să îmi cumpăr trusele, când le prind la reducere, pac, o cumpăr. Nu tot timpul iau noi, sunt ediții, adică sunt câteva care de-abia aștept, nu dorm, de-abia aștept să o cumpăr, dar nu foarte multe. Așa am așteptat la Total Peach și la asta, când a apărut, am așteptat cu sufletul la gură, nu la asta, la care vă arăt acuși, am așteptat cu sufletul la gură să iasă ediția aia pentru că mi-a plăcut la nebunie. Și mai am acum o ediție care o aștept să iasă, apare pe 20 aprilie. Dar vom vedea, costă $165 ce vreau eu să-mi cumpăr și vom vedea dacă nu intervin alte cheltuieli. Ok, să trecem la următoarele trei. Bunny Fufu. Hai să le fac pe toate. Clover. Trebuie să am verde ăsta. Și I Love Tufu, adică I Love Too Faced. Și arată așa, este un roz, verde și un maro. Foarte drăguțe culorile, numai că nu știu cum aș putea să port eu verdele ăla și rozul. Maro, sigur. Dar da, highlighterul de aici este criminal. Haideți să vă arăt una de asta pentru că nu v-am arătat la cealaltă că a căzut. Și sunt foarte drăguțe trusele așa. Asta este simplu, așa, roz. Asta este cu animal print și îmi place la nebunie. Le vom pune acolo sus la truse. Și aici, în pachetelul ăsta care îl are în fiecare trusă, ai tot felul de idei pentru machiaj, cum să-ți faci ochii folosind culorile respective. Poate într-o zi ne vom lua după chartul ăsta care l-a eu aici și vedem dacă putem recrea aceleași la ochi, același machiaj. După altă trusă care a fost la reducere, este aceasta. Una este un fel de iluminator, bronzer și cred că un blush. Nu știu ce s-a întâmplat, s-a închis, s-a deschis. Nu, s-a închis și când am dat să deschid, mi-a făcut poză. Hello! Poți să stai ca lumea? Filmăm aici, nu facem poze. Ok. V-am zis că am luat chestia asta, se cheamă Too Faced No Filter Selfie Powders. Deci este ceva pudră. Nu știu exact pentru ce se folosește. Recunosc. Dar era la reducere. Și am zis că vreau să văd și eu ce pana corbului este asta. Unul este un bronz. Camera mea o ia raznă, deci se oprește și îmi zice că trebuie să-mi fac portret. Nu știu ce cu ea.
Deci, cum ziceam, unul este un bronzer. Este... Trebuie să-l vezi. După avem... se cheamă Totally Toast. Și zice că este Bronzed Smoothing Glow Bow. După ăsta galben este un Brightening Diffused Warm. Deci să moară G-Gel. Este foarte cremos și foarte fain la atingere, dar... Și unul este Moon River Cool Eternal Light. Să moară Gigi dacă eu știu ce anume este chestia asta. Va trebui să mă uit și eu pe YouTube ca să văd ce anume, cum să le folosești, habar nu am. Așa se întâmplă, cumperi prostii, dai bani pe ele și nici nu știi pe ce dai bani. Ok, trecem la următoarea chestie, stai să mă șterg și de pe mână. De acum intrăm în ce am cumpărat nou. De asta este colecția nouă care au scos-o acum. Asta este Melted Matte și este o culoare de om de bun. Para! Arată așa. Acum am ruj pe buze, deci nu am să-l folosesc. Dar am să vă fac puțin pe mână. Poate data viitoare când am să fac un video... Am să-l folosesc. Este primul meu Melted Matte de la Too Faced. Astea au fost, dacă nu mă înșel, $21. Și da, de-abia aștept să-l încerc. Este verde. Foarte fain. După, bineînțeles că am luat întreaga colecție de la... Stați așa. Să fiu sigură că Prismatic Highlighter Blended by the Light. Yeah. Am cumpărat două la fel. Unul așa. Deci sunt două la fel. Pentru că dacă este foarte, foarte, foarte bun, am zis că poate cine știe o să fie ediție limitată sau ceva. Nu știu, mă mai gândesc dacă am să-l pun într-un concurs sau nu, dar vom vedea cât este de bun și cât de mult am să le folosesc. Deci, primul se cheamă Blinded by the Light. Sunt într-un pachet, deci într-un ambalaj super, mega, extra drăguț. După ce se termină, poți pur și simplu să o folosești ca oglindă de, ce știu eu, să pui în geantă sau ceva. Exact ca o oglindă, este superb și înăuntru arată așa. Acum hai să facem swatch. Nu am făcut swatch-ul, așteptam să-l fac cu voi. La la, mamacita bonita! Deci chiar că semafor te vezi cu ăsta. Deci ăsta este Love Light. Mi-a plăcut foarte mult cum arăta în poze Love Light-ul. De asta am și cumpărat două. Am să o las deocamdată pe masă. Cutia nu am să o păstrez. Și asta la fel. Totally Cute. De fapt, de la Totally Cute am să le păstrez în cutie pe astea. Pentru că îmi place mult cum arată ambalajul. Și... Da, îmi place foarte mult cum arată ambalajul. Iar la asta... Nu știu. Hai să folosesc și la asta cutia. Tot o folosesc la cealaltă, le folosesc și la astea. Ok, următorul se cheamă Ray of Light. Deci ăla era ca un fel de aur mai deschis. Ăsta este aur roz. Trece mașina din ghețată. Și arată așa. Este puțin mai închis dacă ați observat față de celălalt. Să facem swatch-ul. Dar este mult mai spre un bronzer pentru mine. Am așa ceva de la... Cum se cheamă? De la Colourpop. Așa că... Da. Dar îmi place la nebunie cum arată așa. După
ultimul, pentru că au fost trei culori care au scos, se cheamă You Light Up My Life și este super galben, deci aur de la 24 de carate, ăla era de 10, ăsta e de 24 de carate. Și arată așa, este un pic mai închis. Ăsta chiar că e aur-aur. Aur-aur, dacă vedeți. Se vede? Deci este galben-galben. Nu știu unde am să folosesc eu. Dar nu am crezut că are... Că e prăfos, dar nu e prăfos. Nu știu unde am să folosesc eu ăla galben. Dar ăla cel puțin primul, crimă și pedeapsă. Și am să le pun pe toate trei acolo. După, v-am zis că am cumpărat două truse de la Too Faced Natural Eyes. Îmi plac la nebunie. Vă plac? Sper că vă place, pentru că una este a voastră. Cum am atins 5.000 de urmăritori, cum anunț cadoul și unul dintre cadouri va fi această trusă, pentru că știu că în România Too Faced nu face delivery, adică nu trimite produse în România, dar poate o să apară la Sephora sau ceva genul ăsta, nu știu dacă o să vreți să o cumpărați sau dacă o să vă placă, dacă nu, oricum... V-am cumpărat eu una, cum s-ar zice. Punem acolo deoparte. Asta e cam boțită aici. Deci o să o primiți pe aia care arată cel mai bine. Să văd dacă mai e ceva aici. Nu mai e nimica. Ok, să închid cutia. Închis cutia asta roz de la Too Faced. Și acum să deschidem minunăția asta. Asta să vă dau mai închis. Ok. Să deschidem minunăția asta ca să vedem culorile și să vedem dacă într-adevăr sunt pigmentate, dacă nu sunt pigmentate, dacă sunt, cum a zis fata aia, că sunt prăfoase, că sunt nu știu ce, că sunt nu știu cum. Vom vedea acum. Stați că parcă n-aș vrea să distrug cutia. Okay. Pentru că trusa va sta în cutiuță. Îmi place foarte mult cutia. Avem, înainte de trusă, avem această cărticică în care, da, ador astfel de cărticele, în care îți zice, vorbește puțin de culori, îți dă idei cum să faci, cum să folosești această trusă și îmi plac la nebunie chestiile astea și sunt foarte drăguțe, deci e foarte, foarte, foarte fain designul care l-au gândit. Aici deasupra este făcut cu ceva, cu catifea, așa, scrisul, tot. Este, de fapt, din... un fel de carton, deci nu este... Mă așteptam, sinceră să fiu, am crezut că este din material de la care avea celelalte două cutii, adică de tablă, dar nu, este din carton, are o oglindă destul de mare... Și acestea sunt culorile. Sper că le vedeți. Nu știu dacă o să fie focus pe ele, pentru că este focus doar pe fața mea. Nu vedeți aici cât de bine. Cât de cât le puteți vedea. Și acum haideți să facem swatch. Vom începe cu ăsta de aici. Uitați așa. Deci ăsta se cheamă Stiletto. Dacă nu mă aștept pe degete, pe mână. Ok, asta se cheamă Stiletto. Stiletto presupun că dacă mai pui încă o dată va fi mult mai negru, dar pentru prima atingere, că am făcut doar de două ori așa, nu am insistat. După Night Fever, arată așa, este un negru cu sclipici. După un altul se cheamă Smoking. Deci eu urc cu ele în sus. Stai că nu prea am pus la Smoking. Este un
gri, verde, ceva de genul ăsta. După undercover este un negru cu sclipici, cu, cu portocaliu, cu mov. Da, mai mult se văd particula de sclipici decât se vede fardul. Finger crossed. Da, asta este primul rând. Din swatch-ul meu, doar ăsta pare puțin prăfos. Restul s-a făcut swatch destul de bine, fără să apăs sau ceva de genul ăsta, dar o singură culoare a părut așa mai prăfos. Să ștergem. Și să venim cu a doua culoare. Al doilea rând, nu a doua culoare. Don't Settle este primul de sus. Ce frumos e ăsta. Foarte fain ăsta. Chocolate Martini. Și Chocolate Martini este fain. Love Bug este puțin prăfos, dar ok, hai să vă zic eu definiția mea de prăfos. Când fac un swatch și bag degetul apăsat, bine, nu foarte apăsat, cât de cât să pot lua produs și îți lasă particule în urmă, asta înseamnă că pentru mine este prăfos. Dar eu nu știu acum dacă, deci nu m-am machiat cu această trusă ca să văd dacă după ce pun pensonul este prăfos și îmi cade pe față, pentru că dacă ați observat majoritatea produselor care le folosesc, nu toate îmi cad pe față și dacă îmi cade foarte, foarte, foarte puțin, pentru că mie îmi place nu să pun pensul la pensonul, cum mama mă să ziceți voi, să-l pun ca Gheorghe, nu știu ce am cu Gheorghe, deci sincer îmi pare rău Gheorghe dacă te uiți sau dacă aveți frați, verii, soți, bunici, tați cu Gheorghe, îmi pare rău că zic vorba asta, nu știu de unde am luat-o, deci hai să rectific. Dacă bași ca vaca pensonul în trusă, bineînțeles că se va lua mult și îți va cădea pe față și bineînțeles că o să fie prăfos, pentru că na, ai băgat pensonul acolo și ai făcut mămăligă, dar mie cam toate fardurile care le folosesc, dacă ating foarte puțin, nu este prăfos, că pun pensula exact cât îmi trebuie, nu o tonă. Următorul se cheamă Spoiled și Makeup and Chill. Sunt două nuanțe de maro. Îmi trebuie să-mi iau un alt șervețel, că ăsta l-am făcut varză. Și de data asta mi-am luat și șervețele uscate lângă mine ca să șterg atunci după ce am dat cu wood. Următorul rând, Hot and Buttered. Oh, ce fain e ăsta. Coffee Date. Moonbeam. Vreau să fac la tot rândul ca să-l vedeți. După Honey Pot, să spun, nu mai am degete. Honey Pot și mai avem unul. Se cheamă Tickle Me. Cât de faină culoarea asta. Mamă mia, se cheamă Hot and Buttered. Este criminală. Bine că și celelalte sunt frumoase. Dar asta, în mod special, este nemaipomenită, o ador. Parcă mă văd făcând un machiaj cu acea culoare. Ok, următorul rând. Începem Honeymoon. Dear Diary. Bunny Nose. Push Up. Și Nudie. Deci primul, Honeymoon, Dear Diary, următorul, Bunny Nose, ăsta pe roz de aici, Push Up, ăsta, și ultimul, Nudie. Atâta a venit și socrul meu acasă pe motocicletă.
Johnny Boy, oh, 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 Johnny Boy. Asta cântam. Ok. Următorul rând. Honey Butter este un mat, culoare mată. După Cutie Patootie este și de fată. Ui, ce fain Cutie Patootie. Kittens, următorul. Oh, ce fain și ăsta. Ăsta e monocromatic, deci are și galben și roz, foarte, foarte drăguț. Satin Sheets. Și ultimul, Fairy Tale. Fairy Tale arată criminal. Să mă șterg pe degetul ăla, că... Deci foarte, foarte, foarte și de fate sunt, exceptând primul, care este mat, restul toate sunt și de fate. Foarte drăguțe culorile. Mai, eu nu sunt expertă să zic, vai, cum a fost cealaltă. Sunt chalky, sunt nu știu cum, sunt nu știu ce. Mie, sinceră să fiu, îmi place trusa. Și pentru numărul de culori care le ai în această trusă, deci ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 de culori. Deci 32 de culori. Eu cred că se merită $59, având în vedere că una de la Naked e $54. Și câte culori are acolo? 12, 14, ceva de genul ăsta. Deci eu zic că se merită. Continuăm cu ultimul rând. Primul este Spotlight. Spotlight este perfect pentru culoare de tranziție. Nici nu prea se vede foarte bine. Următorul este un mauve foarte, foarte deschis. Roz mauve. Se cheamă Poodle. Următorul Pink Cheeks. Este o altă culoare mată. Lace Teddy. Culorile deschise sunt foarte drăguțe și Heaven. Da, astea chiar nu o să le puteți observa. Bine că mi-ar fi plăcut poate să fie și un albastru și ce știu eu, alte culori, pentru că na, e o trusă așa de mare, dar țineți minte, pentru că trusa asta este în mod special pentru cei care iubesc să facă un machiaj natural. Deci asta este Natural Love. De asta a făcut o trusă doar cu Natural Love. Că dacă era să facă o trusă cu nebunii Love, făcea una colorată. Este fain că o poți pune la spate și te poți machia, o poți folosi așa, știi, o ții așa și faci... Sau invers, depinde cum ții trusa. Și tot așa. Mie una, eu zic că se merită $59 și arată super faină. Este trusă destul de mărișoară în comparație cu alte truse mici. M-aș fi ridicat să vă arăt o altă trusă mică, dar sincer să fiu, sunt în chiloți, așa că e cald aici. Cred că n-aveți nevoie să știți detaliul ăsta, că de acum o să stați și o să mă imaginați cum arăt în chiloți. La fel. Pare rău că v-am pus atâtea imagini proaste în cap. Dar, revenim. Eu, sincer, mie îmi place. Nu știu acum dacă o recomand, dacă nu recomand. Dacă vă plac în mod general trusele, eu o recomand, pentru că nu, și mie îmi plac. Eu una aș cumpăra cei drept cam fiecare trusă, pentru că mie îmi plac trusele. Dar dacă îți place să faci machiajuri naturale și ești mai natural așa de fel și ești mai, nu prea folosești culori nebune, cum e asta de la Juvia, care arată așa. Deci, dacă nu ești genul de culori de astea, sincer, vă recomand asta, pentru că este pentru persoanele care iubesc așa un machiaj mai domol. Și, da,
Eu zic că se merită. Acum am o trusă nouă, de fapt am trei truse noi. Una v-am zis că am să vă dau vouă cadou, imediat ce ajungem la 5.000 de urmăritori, vă dau cadou, pentru că cred că până mă mâncă spatele aici jos, deci nu mă scarpin în fund, aici în jos. M-am gândit prima oară să fac cadou la 500, la 1000, la 2, la 3, la 5, dar e faza că ce-am făcut? Am o săptămână de când am făcut cadoul concursul cu cealaltă trusă și până vedeți voi video-ul ăsta, sigur suntem 1000, deci e prea rapid și eu v-am zis, adică știți majoritatea dintre voi cam ce lucrez și nu vreau să zic că domnule fac bani să mă dea afară din casă, dar pur și simplu na, cât să mă descurc să mă iau eu o trusă, să mai plătesc o factură, să mai nu știu ce și chestii de astea. Și, na, nu pot să fac cadouri, acum eu sunt sinceră cu voi, dacă vreți să apreciați sinceritatea, bine, dacă nu, asta este, eu nu fac bani de pe YouTube. Când o să câștig bani de pe YouTube și am să zic, frații, câștig 10.000 de dolari pe lună și mă cac pe mine cum ar veni la o trusă de 60 de dolari, atunci, da, pot să-mi sari în cap cum ar veni, știu, adică, bre, chiar un cadou așa nu dai și tu de râs. Atunci, da, atunci o să am, cred că, să fac 10.000 de dolari pe lună, cred că în fiecare lună am să fac un giveaway. Am să fac un concurs, cum s-ar zice. Dar acum eu nu fac nici măcar un dolar pe lună, nu-mi vine nimic de pe YouTube. Și toate cadourile care le-am dat până acum au fost cumpărați din banii mei, nu sunt sponsorizată de absolut nimeni, așa că sper că apreciați asta. Și de asta am zis că nu-mi permit să fac, de fiecare dată facem 1000. Deci săptămâna trecută am făcut un concurs, acum trebuie să fac altul, în două săptămâni trebuie să fac altul, dacă fac 2000 și tot așa, știți? Să fie așa puțin mai mare, la 5.000, după aia la 10.000, la 20.000 și tot așa, ca să am și eu timp, în primul rând, să adun produsele astea, pentru că le iau și eu cu țărâita, azi iau un fard, acum am luat trusa asta, mâine cine știe ce mai iau și na, se adună. Mă înțelegeți? Sper că mă înțelegeți. Și da, de asta n-am să fac un concurs la 1000 de urmăritori și știu, adică știu și presupun și asta îmi doresc, că stați aici pentru că vă place ceea ce fac eu, adică nebunia mea, îmi urmăriți viața mea care o am acum aici și nu pentru cadouri sau ceva de genul ăsta, cadourile le dau eu ca să vă zic vouă mulțumesc. Dar nu stai în cadou meu pentru că e posibilitatea nici să câștigi tu și să aleg pe cineva care cred eu că merită acel cadou. Cum a fost data trecută, am încercat să aleg prin tragere la sorți, n-a răspuns, era copil, după aia trebuie să aleg eu, după aia în limba engleză la fel am ales două persoane care urmăresc, care comentează, care sunt suflet, trup și suflet cu acest canal și asta mă bucură foarte mult și bineînțeles că eu vreau să dau recompensă, adică dau recompensă, să dau așa un mic cadou celor care într-adevăr mă urmăresc și le plac și dacă veți rămâne cu mine, eu bat la pariu că cele care sunt cele mai înfocate fane, să zicem așa, vor primi și alte atenții, nu neapărat să câștige concursul, dar vor primi o scrisoare de la mine sau o felicitare sau o telegramă sau whatever, sau whatever, whatever, whatever. Și da, asta a fost video de astăzi. Eu iar am început bla 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 și uit să mă mai opresc. Și da, spuneți-mi care trusă v-a plăcut cel mai mult, dacă v-a plăcut trusa asta care v-am arătat acum Naturalize, dacă credeți că vă veți cumpăra, pentru că, na, când sper să apară pe Sephora, în Sephora, dacă nu Sephora, nu știu, în altă parte, dar trebuie să apară, pentru că este internațional, cred că aveți Too Faced și în România și trebuie să aducă și această trusă, poate nu chiar acum, dar odată și odată tot trebuie să vă aducă. Dacă nu, v-am zis, imediat ce facem 5.000 de urmăritori, abonați, vom face un concurs. Așa că nu uitați, dacă sunteți noi pe acest canal, dacă ești nou pe acest sau nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să-mi dai un like sau poți să nici să nu-mi dai like, poate nu-ți place fața mea, poate nu-ți place părul meu. Și știi ce e interesant? Că dacă sunt abonați noi astăzi și văd acest video, mâine e posibil să nu mai port această perucă și o să zic că da, unde a dispărut blonda aia creață?
Mâine să fiu bruneta aia cu părul întins sau ce știu eu ce idee mai am eu mâine, ce mai îmi vine prin cap, dar chiar mi-a plăcut astăzi cum se vede blondul ăsta, că într-adevăr mă deschide la față, față de brunet, dar tot brunet o să rămână culoarea mea de suflet. M-am făcut brunetă, nici nu mai țin minte de când tot țin numai așa pe brunet. Am mai încercat și alte culori, cei drept, atunci când am fost... Am mai trece câte un vecin cu motocicleta. Am mai încercat și alte culori, am fost și roz, și roșie, și mov, și toate culorile am fost în cap. Dar acum parcă o țin așa numai pe brunet, pentru că îmi place și ați văzut că am experimentat cu movul ăla doar la rădăcină. Și da, după video ăsta am să-mi dau peruca jos și următorul video o să fie cu părul normal. Dar în următoarele 3 videouri va fi cu părul ăla așa. Da, ăsta a fost, vă zic încă o dată, v-a plăcut tricoul meu, moartea în vacanță? Astăzi am purtat moartea în vacanță cu my army, cu army jacket, cu blugi tăiați și cu geanta mea aia de la Chanel, de la Canal, că Chanel nu e sigur. Și mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit combinația și cu părul ăsta așa. Am pus o poză pe Facebook, cine mă urmărește pe Facebook. Aveți în linkul de desubt unde mă puteți urmări pe Instagram, pe Facebook. Și cam atât. Sau dacă vreți să-mi trimiteți un e-mail când sunteți singuri și, nu știu, vreți să vorbiți cu cineva, vreți să vorbiți cu o prietenă sau căutați doar un sfat sau ceva de genul ăsta, puteți oricând să-mi scrieți în e-mailul care îl pun în căsuța de descriere și să-mi ziceți ce vreți voi, pentru că mie îmi place să citesc mesaje, îmi place să citesc e-mail-uri. Bine, acum că pot, că sunteți puțin, că dacă ați fi 1 milion și mi-ați scrie 100.000, nu o să am eu timp, adică este imposibil să răspund la toată lumea, dar am să încerc să răspund la cât mai multă posibil, mai multă persoane, mai multă lume posibilă. Mama mie ce mă bâlbâi. Mă grăbesc pentru că se fac acum 28 minute și se închide iar camera. Vă pup, sper să aveți o zi nemaipomenită și ne vedem data viitoare. Pa!